Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit din nou pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Mihaela Ștefan, iar astăzi o să continuăm seria Cum să faci bani din YouTube. În videoclipul trecut v-am cerut să-mi spuneți dacă sunteți de acord cu această serie și dacă mă susțineți făcând această serie. Am primit niște mesaje în care ați fost de acord, în care mi-a spus că este ok și să continui, așa că acesta este al doilea episod din seria Cum să faci bani cu ajutorul YouTube-ului. Acesta este contul care vi l-am arătat data trecută, unde am făcut acele greșeli în care am luat videoclipuri de la alții și am fost blocat pentru copyright. Acesta este alt canal unde fac și acum bani, care îl folosesc și începem de la început. Deci, înainte de orice, vreau să știți că pentru a începe cu YouTube-ul aveți nevoie de un canal care să nu conțină reclamații pentru copyright sau regulile comunității. Canalul trebuie să arate ceva gen acest canal, să fie verificat cu număr de telefon pentru a vă putea activa monetizarea pentru bani și să nu aveți aici nicio reclamație sau aici. Ideea e în felul următor. Pentru a începe să faceți bani din YouTube, e foarte important să faceți videoclipuri originale. Să nu copiați videoclipuri de la altcineva, să nu puneți muzică care conține drept de autor în ea și să folosiți cel mai bine no copyright song. Puteți să luați muzică de pe acest canal, să folosiți pentru videoclipurile voastre. Cred că știe deja toată lumea asta. Dacă e muzică de aici, o iei doar cu condiția de a pune în descriere link activ către sursa de unde ai luat muzica. Bun. După toate astea, trebuie să aveți un canal care să arate cât de cât ok, adică să fie frumos. Frumos, adică să arate ok. Când intră cineva pe canalul tău, să aibă plăcerea de a se întoarce. Nu pui o poză cu pisica sau la poza de avatar, pui o poză cu pisica și aici pui o poză cu balconul. Ideea e că trebuie să vă alegeți cu grijă descrierea canalului, să scrieți ceva pentru a părea cât de cât ok, să vă creați o pagină de Facebook, cum am și eu, Mihaela Ștefan. Bine, eu am mai multe pagini, am vreo două Mihaela Ștefan, pe una o folosesc pentru YouTube, una o folosesc pentru site. Mai am și alte pagini care le folosesc pentru altceva. Deci, important este să aveți un canal care să arate cât de cât ok. Faceți-vă un logo mișto aici, faceți-vă un avatar foarte ok, alegeți-vă cu grijă o descriere și puneți-vă o adresă de mail pentru colaborare și niște link-uri. Pagina de Facebook, fanpage, nu profilul de Facebook. Puteți să vă deschideți un cont de PayPal unde să vă ajute lumea să vă susțină canalul donând așa, un cont de Twitter dacă aveți, nu e obligatoriu. Site. Pentru moment nu e nevoie de site, o să ajungem și acolo, în această serie o să discutăm cum se fac bani și cu ajutorul blogurilor și ajutorul site-urilor. Dar pentru început este nevoie să începeți de la zero cu un canal ok și cu conținut original. Cont de Instagram, iar canalul vostru, dacă puneți toate linkurile cum arată la mine, o să arate ceva genul ăsta. După ce urmați acești pași, verificați-vă contul cu numărul de telefon, activați-vă generarea de bani, două secunde, vă activați generarea de bani și intrați undeva aici, canal. Pentru promovări gratis, nu uitați să dați un like la acest video, să lăsați un comentariu cu linkul vostru de YouTube sau să-mi trimiteți pe pagina mea de Facebook un mesaj cu linkul și descriere despre canalul vostru, iar eu am să vă fac promovări gratis. Nu uitați de giveaway România și de videoclipul Cum să câștigi bani cu ajutorul YouTube-ului, unde vă dezvălui toate secretele. Aici aveți videoclipul cu giveaway România, iar aici aveți videoclipul cu... am și uitat, Cum să faci bani cu YouTube. Cam atât pentru ziua de astăzi, v-am salutat. Bye, bye!